Discutăm cu doamna doctor Crămiera Petrescu, medic specialist în cardiologie. Doamna doctor, ce este cardiopatie ischemică? Cardiopatia ischemică este o boală cauzată de o îngustare a arterelor coronare. Sunt vasele care irigă mușchiul inimii. Ea poate îmbrăca diverse simptome, începând de la durerea în piept până la oboseală exagerată, lipsă de aer, ducând în cazurile extreme până la infarct de miocard. Care sunt primele simptome ale bolii care ar trebui să ne îngrijoreze? Primele simptome sunt reprezentate cel mai frecvent de durerea toracică, care apare în general la efort. De obicei durează la încetarea efortului, are o durată scurtă de câteva minute. În cazurile mai severe, durerea poate apărea în repaus, poate fi cu durată prelungită, ducând la infarct de miocard. În cazuri rare, durerea poate fi localizată și la nivelul abdomenului superior, de aceea însoțită de manifestări digestive, greață, vărsături, de aceea uneori ea este confundată cu o boală digestivă, când de fapt ea reprezintă o manifestare a unui infarct miocardic. La ce tip de analize trebuie să se aștepte un pacient susceptibil de cardiopatie ischemică? Analizele se referă la investigațiile, de fapt cuprind consultul de specialitate, care cuprinde examinarea fizică a pacientului, discuția legată de antecedentele familiale, de afecțiunile cardiace preexistente, electrocardiograma efectuată în repaus, eventual ecografia cardiacă care evaluează funcția inimii, structura acesteia și recomandarea privind analizele de sânge necesare sau, dacă este nevoie, testul EKG de efort sau coronarografia în cazurile mai severe. Cum recunoaștem o criză de angină pectorală? Angina pectorală de efort apare în timpul efortului evident. Ea este localizată de obicei în spatele sternului sau în dreptul inimii, poate iradia spre umăr, pe brațul stâng, la baza gâtului în spate și cedează la administrarea de nitroglicerină sau la încetarea efortului. Angina de repaus poate fi prezentă, poate apărea noaptea, în cursul somnului, poate trezi pacientul din somn, poate avea aceeași localizare și apare de obicei la persoanele care fumează foarte, la fumarii fumători. Să ne referim un pic și la infarctul miocardic. Care sunt simptomele? În infarctul de miocard, durerea este foarte intensă. Este de durată prelungită, de obicei peste 10-15 minute. Poate fi însoțită de transpirații, de stare de rău, chiar de pierderea stării de cunoștință, de palpitații și de manifestările digestive pe care le-am menționat înainte, greață, vărsături. Ce putem face pentru a reduce riscul de infarct miocardic? Pentru reducerea riscului de infarct de miocard trebuie corectați toți factorii de risc cardiovascular care există. Este foarte importantă renunțarea la fumat pentru pacienții fumători, efectuarea analizelor uzuale o dată pe an, efectuarea unui consult cardiologic la pacienții care au alte suferințe, diabet zaharat, obezitate, care au antecedente familiale de cardiopatie ischemică, diabet sau alte probleme de sănătate. Un regim de viață sănătos care presupune combaterea sedentarismului, un regim alimentar corespunzător, fără exces de grăsimi, fără exces de sare. Cam astea ar fi principalele, dar în special fumatul este principalul factor de risc, în special la tineri. Cum trebuie să reacționăm în situația în care ne aflăm în apropierea unei persoane și remarcăm că aceasta ar putea să sufere un infarct miocardic? Cel mai important este solicitarea unei ambulanțe, pentru că este foarte importantă durata până la primele măsuri de ajutor. Uneori, infarctul de miocard, în special la tineri, se poate manifesta chiar prin moarte subită, de aceea este important primul pas să fie solicitarea ambulanței. În rest, există în anumite locuri defibrilatoare care pot fi folosite în cazul în care pacientul este inconștient, defibrilatoare semiautomate care pot fi folosite și de paramedici, mai puțin pot fi ajutați de către oamenii care nu au cunoștințe medicale.
Cum se schimbă regimul de viață al persoanelor care suferă de cardiopatie ischemică? Regimul de viață constă în combaterea tuturor factorilor de risc care au dus la cardiopatie ischemică, la controlul greutății, la renunțarea la fumat, la efectuarea analizelor periodice și a consultului cardiologic periodic, la monitorizarea tensiunii arteriale, la urmarea tratamentului medical care este prescris și este foarte important aici de menționat că mulți pacienți când se simt bine întrerup tratamentul medical, ceea ce este o foarte mare greșeală, pentru că întreruperea acestuia poate duce la apariția unui sau reapariția unui nou infarct și la agravarea bolii de bază. E o boală care se vindecă? Nu este o boală care se vindecă, este o boală care se ține sub control prin medicație și prin stilul de viață adecvat. Deci medicația urmează să fie luată pe toată perioada vieții? Medicația, da, și este ajustată de către medicul specialist cardiolog în funcție de modificările care apar odată cu înaintarea în vârstă.